Ar trebui să iau un pic ca la Oscar, așa, cu mulțumire. Mulțumim și dumneavoastră pentru prezență, domnului Popescu, evident, pentru cuvintele frumoase, organizatorilor în speții CRU-ului. Ce aș putea să vă spun, probabil că prea puțin mă cunosc, despre activitatea mea literară, pe scurt. Am debutat în 2007 cu volumul Înger de Prisos, publicat la editura Deep Park, din Pitești. Am continuat cu Grecia Verna cu Haydn, sau despre romanța pentru Clopot la patru mâini, o carte publicată la editura Brumar din Timișoara. Apoi a fost vorba de Ionicianu, despre care vă vorbea domnul Florin din Povescu mai devreme, un volum tot de poezie care a fost publicat la editura Rau Expans. Un roman care s-a numit și se numește, de fapt, Ivrescu, publicat în 2014 la editura Self Publishing. În 2015, două cărți, e vorba de una de versuri, în speță Sfântul Putare Poetului, publicat la editura Beta. Și o carte de eseuri politice, articole de opinie, de fapt, o culegere de articole de opinie, publicate de-a lungul timpului, editoriale, apărute pe diverse site-uri din țară sau din străinătate și în diverse publicații diferite. Ca un soi de încununare este acest volum din care este de fapt o selecție, așa cum sugerează și numele și subtitlul, de fapt, 3000 ceva de zile și nume de poezie, cuprinzând versuri din toate celelalte 5 volume de poezie apărute până acum, dar și unul care are consistent de versuri inedite. Cam atât despre activitatea mea literară. Eu aș putea spune asemenea lui Garcia Marquez că m-am apucat de scris ca să nu fiu nevoit să vorbesc și... Dar mai sunt situații care trebuie să fac și pe asta. Și apropo de Marquez, aș vrea să... Astea sunteți toți în braș, să vă amintesc de o vorbă fenomenală a lui Borges, mai ales scriitor argentinian, care spunea că biblioteca este în viziunea lui Rai. Așa vede el Raiul ca pe o bibliotecă. Cam atât deocamdată, mai târziu, să vedem, nu știu care e desfășurătorul. Nu cred. Cred că cel mai bun lucru, cel mai convingător ar fi să rugăm să ne citească ceva. Niște poeme scurte, că de poeme nu sunt desfășurători. Puteți să puneți întrebări personale. Da, bineînțeles. Da, am și poeme scurte, dar am și poeme foarte lungi. A scris cineva într-o recenzie mai de curând apărută pe un site literar că poemul care dă numele acestui volum a numărat, el are 100 ceva de cuvinte, cam cât vreo 4-5 poeme serioase. Hai să începem cu, bineînțeles, cartea este destul de consistentă, v-am spus, nu știu care sunt preferințele, așa, după părerea mea, cred că aici, în Republica Moldova, este o plecare către literatură un picuț mai clasică, bazată pe rime. Și am să vă citesc, dacă tot am deschis aici, am fost jambași de vise. Am fost jambași de vise în vieți uimace, fumate pe furii și pe suspodețe, deguțător de piei din iarmăroace, vorbier de morți în tinerețe, lumână rar, scocitor de toane, căreu de zboruri, meșteri de comete, într-un garaj, sorbini marfilomane, și jucător de 13 la rulete, am fost forar, înghițitor de noduri, de săbii ascuțite prin ocoare sau cântăreți visate la păhoduri, dălmaci de zodii, vânzători de ziare, pescuitor de taine prostovale, în zgăritură fecundă de epitafuri, ce fluiera din pahi, în catedrale și prin bisericiuri, pe sub cearșafuri, am fost bufon, contrabandist de roluri, mijlocitor de cauze pierdute, degustorind tăințe moi, pistoluri, uimiri crescute printre pergamute, cărți scrise de muratele, topisețe, tramvaie, fărătaie, acordoane și lungi de glumețe ieșite de caragios din Marbelare. Mulțumesc! Da, aici sunt toate profesiile. Toate profesiile s-au regăsit în versul ăsta. Toate profesiile, da. Haideți să mai încercăm ceva și din... Încercăm ceva și fără rime, da? Haideți.
una scurtă, face parte, greșelile mele se numește, face parte din volumul Ghelcea Vrabea cu Haine sau despre romanța pentru profund la patronina, apărut la urmă în 2010. Așadar, greșelile mele. Greșelile mele sunt multe, unele se numesc bâjbuieri, altele urzeli, ciopor de durere au lăsat, ușor sângerânde, suportabile ca frigul rădăcit în martie, dar încărcat astfel, gătit dacă vrei, nu pot ierta naivitatea de a fi crezut că mi se cuvine toamna, așa cum mi se cuvine suferința. Mulțumesc! Bravo! Hai să mai încercăm una. Este vorba de o poezie dedicată, hai să ajungem iarăși pe Mihai Mărgineanu, gândesc că îl cunoașteți, este amicul meu, interpretul. Se numește Albastru din Albastru. Dă, Doamne, să mă calce un submarin albastru, să-mi taie carnea în două și rânge de un șase, în nouă nemurirea când s-o râd pe ștrase, moloatică și curbă, gătită cu un piastru, să-mi intre pești în vise și visele în oase, și oasele în trupul de împrumut din paie, purtat până la mine de un gricar, să-mi taie, să-mi taie submarinul cu tirile borțoase, târâșul să-mi rămână întreg, să-mi ficiosească, o hortele de gânduri, săratele răbușite în limba lui Cervantes, la stelele țimintite, printre meduze flasșe, bodegele să trească, cu spirit din țâțe stere pe înger din alabastru, iar marea învârtoșată fierbinte ca o supă, să-mi măture în urma, să-mi sfârte ce se-mi rupă, să-mi taie submarinul albastru din albastru. Mulțumesc! Cred că v-ați făcut o idee cât de cât așa despre poezia prietenului nostru. Și poate să niște întrebări, că s-a... Vreau să știu ce mai indicat să puneți întrebări, să și ascultați, să și comentați, eventual să contestați și așa mai departe. Chiar așa, dacă sunteți obosit după explicatul la care vă mai depreze, dacă sunt întrebări în sală... Dar poate sunt răspunsuri din sală. Întrebările puse. Nu, no, măcar așa de formă, să întrebați ceva și ca să ne facem și noi număr. Dacă nu, îi dau nu vreau eu să închei această frumoasă întrevedere. O să dau cuvântul doamnei directoare să vă mulțumesc.